Nimic nu anunța înaintea ședinței că mai mult de jumătate dintre consilieri nu se va prezenta în sală, cu atât mai mult cu cât, potrivit consilierilor prezenți, cei care au absentat se aflau în clădirea Consiliului Județean. Însă nici după mai mult de 30 de minute după ora la care a fost convocată ședința, consilierii liberali nu au venit, iar în aceste condiții președintele Vasile Mustățea a anunțat că ședința nu poate avea loc. El a atenționat că această situație pune în pericol mai multe proiecte importante care erau trecute pe ordinea de zi. În afară de faptul că trebuie să aprobăm multe proiecte pentru fondurile europene, trebuie să aprobăm inclusiv proiectul tehnic ca să pot să pun la licitație Teatrul Valah, trebuie să aprob master planul de apă și canal, trebuie să aprob să dau mandat expres reprezentantului Consiliului Județean pentru ADI pentru județ curat, pentru organizarea licitației pentru operatorul care urmează să facă colectarea. Dar, din păcate, politicul s-a băgat coada și în această ședință, da? Și consilierii PNL nu se prezintă la ședință. Vasile Mustățea nu a spus nimic despre o nouă convocare în vederea unei alte ședințe în care să fie discutate proiectele pregătite pentru astăzi. De altfel, el a anunțat că urmează să intre în concediu și că îl va delega pe vicepreședintele Dumitru Gavrilă să îl înlocuiască.